Asociația Inseme per Latus Onlus, în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și Academia Română din Roma, au organizat ieri cea de-a treia ediție a concertului de Crăciun intitulat Tradiții prin ochi de copii. Evenimentul a avut loc în Biserica Domus Marie din Roma, iar la concert a fost prezent și preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei. La concert au participat 8 coruri din diferite parohii românești din Italia. Și grupul de colindători Am fost și om fi din Iehud, județul Maramureș, a venit să-i colinde pe participanți. În seara de 15 decembrie a avut loc la Roma, într-o frumoasă biserică, un concert aparte, un concert care este intitulat Tradițiile românești prin ochi de copil, adică felul în care copiii văd tradițiile, trăiesc tradițiile legate de nașterea Domnului, dar și felul în care ei încearcă să le cunoască și să le descopere prin prisma părinților lor și a invitaților. Și de aceea acest concert care a avut 12 corale plus o corală care a fost un invitat special, o corală din țară, au fost presărate cu întrebări adresate oaspeților și prin care copiii au căutat să afle un pic mai mult despre tradițiile lor, tradițiile părinților lor, tradițiile bunicilor lor. Și aceasta s-a întâmplat și într-un cadru deschis participării italiene, în așa fel încât și italienii prezenți să poată să cunoască, să descoperă tainele și frumusețile acestor tradiții legate de nașterea Domnului. În organizarea evenimentului s-au implicat mai multe instituții românești din Italia.